Da? Două cuvinte? Bă, frumoasă. Ce anume, ce anume? Casa, sigur. Tu, măi, nu casa, lasă. Salutare, oameni dragi. Ce vreau eu să vă spun? Noi amândoi. Nu, deci, tu, până acum n-am făcut anunțul ăsta pentru că nu era cazul, dar până adică pentru că nu era cazul că nu a fost. Nu a fost, da, așa. Acum dar vreau să vă spun că avem un anunț foarte mare, spunem, un anunț foarte mare și anume că până acum am mare de 5-6 metri suspans, cât înălțime. Da. Asta e că se-și întrebau foarte mult oameni. Da, ei, oare deci, și de cui cu ăștia? De ce nu zici nimic? Da, deci asta vrem să nu! Vai, tăiem la montaj. Oameni dragi, ne-am luat telefon nou. Nu. Cu care o să filmăm casa noastră nouă. Ne-am luat casa, dar mai mult telefon nou. Dar casa, da, hai de nou acasă, ne-am luat casa, da. Asta e casa noastră. Da, asta e casa. Da. Din față. Și haideți să vă facem un tur. Wow! I-a intrat. Din prima. E, așa. E chiar curățenie? E șantier, normal să nu fie curățenie. Exact. Bun, deci hai să începem cu începutul. Aici e intrarea, ăsta e un mic hol unde e și scara. Asta e zona de după scară. Aici e o baie pe care n-aveți cum să o vedeți pentru că nu e destul de deschisă. Asta e baia, încă n-am pus oglinda și încă alte chestii mai trebuie să făcute. Și ne-a plăcut, și ne-a plăcut foarte, foarte mult din prima când am văzut proiectul casei. Geamurile sunt foarte mari. Exact, ai dat spoiler, băi, da. Da. Asta ne-a plăcut foarte mult, geamurile sunt foarte mari și o să intri foarte mult în lumină. Aici o să vină în zona asta. Anisia, ce o să vină aici? Aici o să vină masa unde o să mâncăm noi gen, știi? Și o să facem din ce în ce mai mare. Acolo o să vină încălzătorul. Aici poate o bibliotecă dacă mai undeva în colț, da? O carte și stăm și așa ca... Ne-am gândit să punem o canapea. Aici este bucătăria. Am pus un plat aici pentru că n-aveam unde să punem televizorul. Și ne-am gândit să facem un fel de ansamblu, nu folcloric, un ansamblu de bucătărie care să încropim și faza asta cu televizorul și barul. Aici o să fie niște... Nu chiar bar, e mai mult o insulă. Deci fii atât că n-am auzit de bar. Da, da, am văzut, ai salivat. Așa. Și aici frumos bucătăria unde eu o să gătesc. Asta e cea mai bună glumă din toată. Ce-ai fapt tocănița, da. Așa și-o pun și de gen tocănița. Cum să pui la regi pijamă? Pui la blat, că avem blat. Așa. De ce avem blat? Tapetul ăsta e... mi s-a părut foarte drăguț. Ei, ei, încă nu-i gata, o să mai vin niște chestii. Plus oglinda, o să mai... Cam tot și vedeți aici... Anisia a avut mână liberă să facă ce vrea. Am zis că nu mă bag niciun fel în casă. Faci cum vrei tu, dacă vrei să faci pereții caca nimândui și n-ai decât. Dar... cu condiția că... ca condiția să nu ne băgăm aici peste treaba lui Serghei, o să fac aici o terasă. Asta e curtea, acolo sunt, acolo sunt niște chestii pe care nu le, încă nu, nu știu ce cu ele. Anis, eu am crezut că le-a comandat Anisia ca să fie ca niște butoaie de vin, dar... Stai mai nebună că n-am luat încă beci, nu contează. Acum știu, probabil oamenii o să zică, mamă, v-ați ajuns, gata, v-ați luat casă, sunteți plini de bani. Nu ne-am ajuns. Nu ne-am ajuns, n-am luat casă cu bă, așa. Nu-i super să zici ceva nu, fiță. Ne-am luat și noi ca oamenii... marmură, normal, o casă normală. Plus că am luat-o ca oamenii cu credit, adică pe mulți ani. Exact. Că milionul de euro îl păstrăm în altă parte. Da, nu... da, da, în alt cont. Da, îl ținem în altă parte, că bă, când ai un milion nu vrei să rup din el. Scările astea sperăm noi să facem altceva cu ele la un moment dat, să le pun lemn pe treaptă pentru că ar fi mai călduros, pentru că toată casa e parchet și în fine. Deci astea sunt scările, aici o să vedem un candelabru unde atârnă becul ăsta, dar... Baia a ieșit ok, nu e asta e baia, încă nu e gata. Încă nu e gata pentru dar... Dar un duș poți să faci cu apă rece. Așa, mai departe, asta o să fie dormitorul. Aici o să fie camera amândurilor, Anisia, da? Nu spui doar tu chestii și eu să te rog frumos. Da, da, exact. Și asta e priveliștea noastră. Priveliștea aici? Deci așa arată, ăsta e tapetul pe care a avut Anisia să-l pună pe bună, da? O cameră de bărbat. Aici o să fie gen camera unde stau eu mai mult. Aici o să pun niște draperii culoarea smaragdului. Nu-i deloc chicios, continuă. Cred că aici o să pun aer de machiaj. Nu știu, nu știu sigur.
aici. Ai putea să pui canapea aici? Aici o canapea, dar din aia fancy, trendy, aici, așa. Unde să stau? Următoarea cameră e asta, care o să fie cel mai mult studio-ul, adică de unde o să mai filmăm sau montăm sau alte chestii. Și avem și pod, dar podul da. Nu vă mai arătăm. Ia, podul. Hai să merg sus! Ia. Hai să mergem pod? Da. Ok. Mi-ajung să văd. Am pus eu, dacă e singur acasă, nu pot să. Deci asta înseamnă, mă, să fii bărbat în casă. Deschizi podul. Da, deci cam asta e turul casei, oameni dragi. Noi suntem foarte entuziasmați și abia așteptăm să ne mutăm. Și în curând o să facem și celelalte chestii, o să vă ținem la curent, pentru că... pare că vă interesează. Pare că vă interesează și că, da, la 80 de vizualizări îți dai seama. În orice caz, iar, noi am zis și o să facem vlog cum prinde viață casa. Pentru că o să mai avem de pus canapele, o să mai avem de pus alea. Și e interesant design. Uitați, Horbach, Leroy Merlin, oricare da. Bricolaj, noi și suntem abia aștept camera mea orice... să vedeți, tu ce vedeți voi ce fancy o fac eu. Da, și cu... ascultați la mine, dacă da. Ne dați chestii pe moca, pe barter, abia așteptăm să vă etichetăm. Imediat. Direct. Deci și Sergiu s-a apucat de grădinări, pune ceapă, pune așa, am înțeles ceapă, de la ea. Nu pun ceapă, pun gazon. Gazon, da. Mm-hmm. Nu pun niciun fel de ceapă, da. Deci abia asta, abia așteptăm să ne mutăm și vedem cum o să decorăm parcursul. Vă pupăm!